Domnule președinte, stimați colegi, la data înființării Asociației Naționale a Veteranilor de Război în 1990, erau înscriși aproximativ 900.000 de membri. În prezent, mai sunt în viață aproximativ 30.000 de veterani de război și aproximativ 100.000 de văduve ale acestora. În județul Satu Mare, din peste 2.000 de veterani de război, mai trăiesc astăzi doar 23. Această situație se întâlnește la nivel național, iar noi, încet, ne îndreptăm către a le purta amintirea doar celor care au fost și sunt eroi naționali. Stimați colegi, mărirea indemnizației este necesară, având în vedere faptul că aceasta nu a mai fost mărită din 2008 și, dacă îmi permiteți, chiar simbolică, comparativ cu măreția faptelor și cu durerea suportată de văduvele acestora. Suntem azi aici datorită celor care au luptat și și-au dat viața pentru România de azi și suntem aici pentru binele poporului român. Pe data de 29 aprilie se sărbătorește Ziua Veteranului de Război, așadar este momentul ideal să adoptăm această măsură. Grupul parlamentar PSD susține prezenta ordonanță de urgență și mulțumește veteranilor de război pentru contribuția adusă țării noastre. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să redau câteva versuri din poezia Se sting veteranii, a domnului colonel Gheorghe Lăcătuș, veteran de război. Se sting veteranii, lăsați în uitare, încet, în tăcere și în lacrimi se sting, și nimeni nu-i plânge, pe nimeni nu doare, că mor veteranii, nici ei nu mai plâng. De aceea, copile, când trec veteranii, cu fețele subte, ca de sfinți bizantini, oprește-te în loc, că cei sunt titanii, istoria noastră și lor să te închini. Vă mulțumesc!